Eu cred că, dacă vrei tu, grupul ăsta e aici. Și nu uită nimeni decât unde vrei tu. Da, să vă, da, un cadru frumos, să nu, nu faceți pe jos, știi, să nu pogea. De când sunteți? Fiecare pacient. Păi nu am putut să vă prindem în pozit. Las, crește. Să ne prindeți și să ne vezi nicio problemă. Că avem, uite, ne lasă doamna. Oameni, vă dați seama, nu putem să dăm fără oameni. Mulțumim frumos. Ce bine îți faci, nu? Asta ce este? Două secții de neuro sau? Două secții. Bună ziua! Mulțumesc mult, mult că sunteți alături de noi la una din cele mai importante acțiuni ale clubului Lions Onyx Reșița. Deja v-am obișnuit cu acțiuni caritabile pe care le facem, dar cel mai important sau cea mai importantă acțiune caritabilă este cea pe care o facem în urma unui bal de caritate. Așa încât de 4 ani de zile, la fiecare bal, am avut un scop pe care ni l-am atins și anul acesta, balul de caritate a avut scop dotarea secției neurologie. Suntem foarte mândre că am putut să ne achităm de această obligație și astăzi sărbătorim dotarea cu 23 de noptiere în culorile dorite de neuroloage și 15 saltele deosebite, saltele pentru escare și, mă rog, utilități grozave pentru pacienții sau bolnavii care sunt mobilizați la pat. Eu zic că este un prim pas pe care l-am făcut și pasul acesta poate să fie urmat de mulți, mulți alți pași, poate de noi sau de alte organizații sau de alți oameni cu suflet care ar putea să pună câte o cărămidă la întregirea acestei clădiri. Este o clădire veche, vă spun în cunoștință de cauză că în urmă cu aproximativ 30 de ani, exact pe secția aceasta a fost oftalmologia, deci sunt foarte, în foarte bună cunoștință de cauză și am rămas uimită că în afară de unele mici schimbări care s-au făcut cu banii doctorilor din secție, în rest, foarte puține modificări există. Sunt pereții cu faianța de atunci, utilitățile aproximativ la fel și recunosc, Spitalul Județean numărul 1, adică cel din Govândari, este cel care este ca și dotări și ca și structură și ca și utilități mult, mult mai deasupra acestuia. Vă mulțumim mult, mult că sunteți cu noi, că vă bucurați împreună cu noi de un eveniment deosebit pe care noi îl considerăm deosebit și încă o dată doresc ca această acțiune să nu fie finală și să aibă urmări cât mai dese și mai multe din partea altor organizații sau altor oameni cu suflet. Eveniment, spuneți? Astăzi este un eveniment fericit pentru secția de neurologie, pentru că preluăm oficial donația organizației caritabile Lions, care constă în 15 saltele antiescare și în 43 de noptiere. Mulțumim acestui grup caritabil, reprezentat în Reșița de prea distinsa doamna dr. Felicia Quint și de președinta grupului Lions, Marinela Rotaru. Astfel, de astăzi, secția de neurologie va pacienții secției de neurologie vor beneficia de aceste saltele antiescare, care sunt esențiale pentru bolnavii imobilizați mult timp la pat, prevenind astfel complicațiile cutanate, iar
Cele 43 de noptiere aduc o notă de prospețime și decență habitatului pacienților noștri, crescând confortul cazării acestora. Trebuie să ne spui cuvinte despre secția. Câte saloane, cam câți pacienți tratați? Da, avem 7 saloane, 43 de paturi. Avem, de regulă, lucrăm la o capacitate între 80 și 100% de ocuparea a paturilor. Anual 1600 de pacienți. Începutul l-a făcut Lions. Sperăm să fie primul pas, așa cum spunea și doamna doctor Felicia Cvint, urmând să definitivăm modernizarea și extinderea acestei infrastructuri. Mulțumim! Imagini! Da, da! Vai, dar este bucuroase, vă rog! Cu distință de Am luat. Hai, mai facem două! Nu, dar e bine, în grupul nostru de doamne avem doamne una și una. Deci nu avem, ce să zic, suntem bucuroase că facem așa un copil. Deci am și o rugăminte. Să nu dați drumul la informațiile, nu s-a făcut nimic de 30 de ani, că mă omoară. Știm și ce s-a făcut. Vreau o moștenire. Dacă vreau o moștenire, doamne. Și acum așa v-am dat mult mai ieftin soptiere, dar el are toată istoria, ce soptiere.